Obiceiurile de înmormântare sunt adânc înrădăcinate în mințile și sufletele românilor, astfel încât acestea au reușit să dăinuie până în zilele noastre. Însă una dintre cele mai dăunătoare tradiții specifice conducerii pe ultimul drum este cea sărutării celei de pe urmă. De ce nu e bine să pupi mortul? Ultima parte a slujbei de înmormântare este momentul despărțirii, al primirii ultimului sărut. La ultima slavă a rânduielii, mortului îi cheamă pe cei prezenți pentru sărutarea cea din urmă. Veniți, toți cei care mă iubiți și mă sărutați cu sărutarea cea mai de pe urmă, că de acum nu voi mai umbla, nici nu voi mai vorbi cu voi. Medicul Victor Ivanovic este un reputat chirurg din Republica Moldova și are o comunitate uriașă de urmăritori pe TikTok. În cel mai recent clip al său postat pe rețeaua social acesta face referire la consecințele negative ale unuia dintre cele mai răspândite obiceiuri de înmormântare, pupatul unei persoane decedate. De ce nu e bine să pupi mortul? Risc major de pierdere totală a mirosului. Timp de 9 ore după deces, sesuturile corpului încep să se descompună, iar bacteriile corpului în stare de descompunere ies la suprafață. Factorii de risc, pierderea mirosului în totalitate, atrage atenția medicul pe TikTok. Pericolul crește în mod semnificativ atunci când persoana decedată a suferit ferici de o boală necunoscută sau contagioasă, cum ar fi tuberculoza, pneumonia sau hepatita. La români există obiceiul ca mortul să fie îngropat abia a treia zi, riscul contaminării prin sărut crescând cu fiecare oră. Pentru a reduce oarecum contactul cu defunctul, în ritualurile moderne de rămaz bun se pune hârtie pe frunte sau o poză în mâinile decedatului. Majoritatea internauților au apreciat sfaturile medicului, însă au recunoscut că nu au ținut cont de astfel de riscuri atunci când s-au aflat în asemenea situații. Mi-am pupat tatăl și aș mai face de un milion de ori. Pot să pierd și gustul și mirosul. Este tatăl meu. Sincer, nu cred că rezistă cineva să nu își pupe părintele pe mână sau pe frunte ultima oară. Eu am pupat mâna tatălui meu pentru ultima oară. Este greu când te desparți de cineva drag. Spre exemplu, un copil, mamă, tată, frate și așa mai departe. Poate aveți dreptate științific, dar într-o asemenea situație e greu. Cele mai multe sfaturi de care sunt 100% satisfăcuți și le respect. Au fost doar câteva dintre comentariile internauților public date pe contul de TikTok. Relatează sursebune.com.